Bine ați venit la un nou episod Stax. De această dată workaround la BMW M3 de la Apex Taxi Ring. Hai să vedem despre ce e vorba. Acest M3, în 4 uși, așa cum știți că doar așa este M3-ul, cu următoarele modificări. Această prelungire de carbon, care cu cât este mai mare, cu atât ai respectul mai mare aici la Nürburgring, așa sunt băieții. Avem jante Speedline, dacă nu mă înșel, pe 18, cu frâne AP Racing față-spate, anvelope Michelin, suspensie Nitron. N-am auzit de ea, eu personal, dar asta nu înseamnă că nu este una dintre cele mai tari suspensii pentru curse. Căutați și poate chiar e o informație bună. Pe lângă asta mai avem unele rompe spate care nu știu cât de tare a fost testat în tunelul aerodinamic, dar sunt ferm convins că își face treaba. Închidere de capotă Racing și cam atât spun ei, puterea ar fi stock a mașinii, noi zicem că are soft 100%, dar ei zic că e stock. Hai să mergem la interior, că acolo e foarte tare de văzut. Nu, hai să începem cu spatele. Da, și ziceam că vreau să începem cu spatele pentru că aici este un spate puțin special, că avem două locuri separate cu scaune sport care ne ajută să stăm foarte bine pe viraje, să fim în siguranță în caz de Doamne ferește, avem și centuri, ce e tare că putem să purtăm cască, avem roll cage cu burete și comunicare între noi toți trei, tura de ring. Cu această mașină costă 350 de euro, se poate împărți la 3 persoane, că poți să mergi cu încă 2 prieteni. Spuneam de comunicare, spuneam de centuri, vreau să vă mai arăt ceva. Pe lângă jaluzeaua pe care o poți pune la geam că te deranjează soarele, mai ai aici în ușă o chestie foarte practică pentru atunci când îți dai la boboci. Că aici e o zonă foarte mare, plină de boboci. Și mai dai la boboci, te oprești și dai la boboci. Hai să vedem și în față. Bun. Și am intrat aici unde parcă stau mai bine decât în spate. Îmi plăcea. Mamă, păi chiar numărul meu. Bun, ce avem aici în față? Avem fețele de uși de carbon, bineînțeles. Avem un roll cage de la Shimmer, pentru că toată mașina este pregătită acolo. Avem acest racing navigator sau ceva de genul ăsta, care este o jucărie special concepută pentru oamenii care merg pe circuit, că na, aici se ocupă cu acest ceva oamenii. Au cameră video în față, cameră video în spate și ai și toată telemetria aici, plus circuitul, plus viteze, plus tot. Aici avem comunicarea, putem să reglăm volumul mai tare, mai încet, scaunul Recaro cu centure șrot, că doar suntem în Germania, așa. La lucruri frumos, i-aș trage în continuu, 280, căci gata merge pe circuit, 280. O pornim și noi? Putem, dar n-am cheie. Ia! N-are cheie, am crezut că pornește. Dar luăm cheia, luăm cheia. Avem la volan pe pilotul și omul care conduce această mașină pe ring. Bine, nu o conduce numai el, aici la Apex sunt mai mulți șoferi angajați așa profesioniști, ca să zic. Și o să vorbim un pic despre modificările mașinii. Mașină modificată de Shimmer, la care eu spuneam că n-am auzit, pentru că eu nu merg în industria asta a curselor auto și nu sunt în zona asta super exclusivistă. I told them about the car that it's prepared by Shimmer Engineering or Racing, I don't know, and I told them that I never heard about them because I know only the, I don't know, normal
normal companies. I think this is a racing spec company, no? Yeah, they're specializing in building, preparing BMWs mostly, okay. Some other cars as well, but they're focused mostly on BMWs for the Nürburgring. Okay. And that's their specialty, basically. Okay, the specialty, okay. And this car has, I think a basic pack, like roll cage, suspension, brakes? It's a bit more than basic. I wouldn't say nothing is on this car stock, but a lot has been changed. Okay. So the first thing that you see, we have a roll cage. Okay. But it's the biggest thing is we have on the back, we have two more bucket seats. Yeah. And as far as I know, this is the only configuration in the world which is street legal. Okay. With four bucket seats. Okay. So of course you have, I think you have in Japan, you have a drift taxi, in Sweden you have drift taxi with four bucket seats. But they're not street legal. They're not homologated. Here you have quite a big, I don't have the documents. Papers. But like the paper list, all the modifications in Germany need to be in the papers. So it's like it's three pages long with every single mod on it. Yeah. So of course, cage, bucket seats, intercom system on the interior is pretty minor when it comes to the upgrades. But there's not many, but very prominent. On the outside, it's running Team Sherman kinematics. This means that all the trailing arms, everything, the position of the wheels is different than it's on a stock car. Okay. Yes, I didn't. Yeah, different kinematics. It has nitron suspension on it. The M4 GTS type of aerodynamics, so wing and a front splitter. Okay. AP Racing 5000R brakes. What else is there? Small power upgrade. It's just a remap. Remap. Okay. Yeah, just a remap with the different exhaust, so it it allows you to go, of course, a bit faster. So this car right now, it runs around 550 horsepower probably. Okay. It also has different maps. So you can switch for like rain map or normal map, so with different traction control settings. Okay. So it works quite nicely. But for the rest, it's a very, very functional package. Very. Yeah. The last question. Yes. What is your preferred car from the truck? Any. One with a screaming passenger. Thank you very much. You're welcome. For your time. Yeah, for sure.